Și la știri, spargele la Consiliul Județean Galați, angajații instituției s-au întors în această dimineață la lucru și au găsit birourile răvășite. Polițiștii au fost chemați la fața locului și primul lucru pe care vor să-l lămurească este dacă a fost ceva furat. Colega noastră, Dana Costache, intră în direct de la fața locului cu detalii. Dana. Bun găsit! Alarma s-a dat la ora 6 dimineața. Femeia de serviciu este cea care a descoperit fapta. A găsit toate ușile birourilor deschise, foarte multe documente aruncate pe jos și în sertare era scotocit. Imediat le-a anunțat pe agentul de pază, care la rândul lui a sunat la 112. Polițiștii au venit la fața locului și au stabilit că cele sesizate se confirmă. Este un mister cum s-a intrat în instituție, dacă avem în vedere că ușa de la intrare nu era forțată și niciun geam nu este spart. În schimb, peste tot era vraiște. Imediat au venit aici și criminaliștii, au început cercetarea la fața locului. Clădirea are sistem de alarmă și camere de supraveghere la interior. Rămâne să se stabilească care este paguba, dacă au dispărut documente sau alte echipamente IT. După rezultatul anchetei se va face și încadrarea faptei.